găsit, dragi prieteni! Mă bucur să ne vedem sănătoși, sper, și să vă putem invita să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Astăzi ne vom opri puțin în lumea cărților, cărți scrise recent de o scumpă doamnă din Timișoara. Este vorba despre doamna Lidia Șchiopu, cea care de foarte mulți ani este coordonatoarea lucrării cu femeile din cadrul Fundației EBE, este fondatoarea școlii Priscila și, pe lângă toate acestea, soție de peste 50 de ani, mamă, bunică și o slujitoare în rândul femeilor de aproape 40 de ani. Sunt onorată să vă avem din nou la Credo. Mulțumesc și eu, mulțumesc pentru invitație, Rodica. Mulțumim Domnului pentru că la vârsta pe care o aveți sunteți bine, puteți călători. Ultimele noastre emisiuni au fost online, dar da, aceasta va fi o ediție și mai frumoasă, da, avându-vă aici, da, în studio, atât de reală. Păi ne bucurăm că este harul lui Dumnezeu. Fiecare zi este un dar, un har și ne bucurăm. Da. Și mă bucur că după așa o experiență bogată în lucrarea cu femeile, conferințe, consiliere, grupe de studiu și alte slujiri pe care numai Domnul le știe, au ieșit în ultimii 3 ani aceste cărți minunate care vor ajunge la multe persoane care n-au harul așa ca mine să vă întâlnească. Și vreau ca în cadrul acestei ediții să vorbim un pic despre aceste cărți și despre pasiunea pentru scris pe care ați descoperit-o începând din 2019, când aș vrea să le spun telespectatorilor că avem aici 3 cărți, Umblarea cu Dumnezeu, cu El, o aventură, prima dumneavoastră carte, apărută în 2019, apoi Hai să vorbim despre Dumnezeu în 2020 și nu ne-ați lăsat nici pe noi la urmă și ați propus să vorbim despre noi femeile. Exact. Scrisă în 2021 și apărută în 2022. Noi despre primele 2 cărți am mai vorbit în alte ediții, deci aș vrea să ne referim astăzi la cea de-a treia, să vorbim despre noi femeile. Cum v-a venit inspirația să scrieți această nouă carte? Da, este interesant cum am decis să scriu această carte, pentru că, sincer vorbind, nu m-am gândit, nici nu mă gândeam că aș mai scrie o carte, mai ales după ce am scris-o pe a doua. Dar într-o zi de februarie de anul trecut, mă plimbam prin parc cu nepoței mei și nepoțica Alexandra, o fetiță de 8 ani, dintr-o dată m-a întrebat așa, spontan: Buni, dacă ai mai scrie o carte, ce titlu i-ai da? M-am uitat la ea și am spus: draga mea, nu am de gând să scriu nicio carte. Nu, Buni, dacă ai mai scrie, ce titlu i-ai da? Deci cumva am înțeles treaba ta dacă scrii sau nu scrii, dar dacă ai scrie, ce titlu i-ai da? Și atunci a fost o provocare pentru mine. Alexandra nu-i copilul care să renunțe la un dialog pe parcurs. Ea e foarte hotărâtă să obține ce vrea. Și m-am gândit așa puțin, păi dacă aș scrie o carte, zic, aș scrie despre noi femeile. Și crezi că s-o mulțumi cu atât? O zis, da, în prima ai vorbit despre umblarea ta cu Domnul, în a doua zice, ai vorbit despre Dumnezeu, deci era în temă că fac studiu cu ei pe a doua mea carte. La 8 ani. Ea e cea mai mică, cel mai mare are 13 ani și atunci îi aduc împreună și atât cât putem pentru nivelul lor vorbim despre atributele lui Dumnezeu. Și zice ea, dar în cartea asta despre ce o să scrii? Așa că plimbându-mă cu ea de mânuță prin parc, a trebuit să-mi adun toate ideile care erau în mintea mea și am zis, măi, dacă totuși aș scrie, ce aș scrie despre noi femeile? Păi zic că aș scrie așa, despre o femeie de când se naște, de când e o fetiță ca tine, până e o bunică, precum sunt eu, diferite etape, roluri, misiune, slujire, tot ce înseamnă viața unei femei. Și i-a încheiat dialogul spunând, bine, bunii,
dar să nu crezi că asta va fi ultima. Adică nici nu era scrisă cartea și deja a spus. Acum, cum să zic eu, să fi fost cuvinte profetice, nu știu, dar eu am plecat acasă. Când am plecat de acasă, m-am apucat de scris. Am zis, în primul rând, o să scriu dialogul cu ea și să vedem ce o să iese. Și deja mintea mea lucra și zic, aș putea să scriu despre asta și despre asta, că dacă slujesc femeilor de atâta timp, cumva cunosc inima lor și nevoile lor. Și nu prea obișnuiesc eu să cer semne de la Domnul. Așa, merg, contez pe călăuzirea directă care o primesc. Dar în situația asta, era pandemie, știm cu toate ce se întâmplă, cu mentalitatea despre familie, totul se redefinește, totul despre rolul femeii și am zis, ce rost are o carte despre roluri din perspectivă biblică, pe cine mai interesează cumva lucrurile astea, că vedem cu toate cum întunericul se parcă... Se erodează modelele astea și bune. După aceea m-am gândit, poate tocmai pentru asta e nevoie de o alternativă la tot ce lumea ne oferă. Dar am zis, Doamne, dacă cumva lucrul ăsta vine din inima ta, pentru că îi muncă ca să scriu o carte, știam că trebuie să mă documentez și așa, vorbește-mi prin cineva care habar n-are ce se întâmplă în mintea mea, că de fapt nici nu spusesem la nimeni. Și mai puțin de 10 zile, cred că într-o săptămână, am primit un mail de la o doamnă din Londra, pe care nu o cunoșteam face-to-face, doar de pe Zoom, și mi-a scris foarte concret și foarte drăguț. Sora Lida, de câteva zile am un gând și nu știam să-l spun, să nu-l spun. Nu m-ați gândit să scrieți o carte pentru femei, să le încurajați în slujire? Pentru că, uite, tocmai îmi pregătesc lecția pentru grupul de ce l-am de femei și simt că aș avea nevoie de încurajare și de echipare. Nu scrieți o carte din experiența dumneavoastră și a femeilor de generația dumneavoastră ca să ne oferiți exemple și modele? Și am zis, Doamne, Tu chiar vorbești și Tu chiar vrei să scriu. Și atunci m-am apucat de lucru. Deci cumva cam ăsta e începutul acestei cărți. Deci am putea spune că Dumnezeu lucrează prin mari și mici. Prin mari și mici, exact. Atunci când lucrurile trebuie să se întâmple. Da. Și ca și bunică, vreau să spunem pentru celelalte bunici sau pentru persoane care poate, încă nu sunt. Și care li frică când o să ajungă bunici, o să fie bătrâne. Noi le spunem că nu-i nu. Adevărat. Chiar dacă suntem, adică eu. Da, nu ne simțim deloc. Și că nepoții sunt o sursă de inspirație. Vai, pentru că sunt atât de aproape de inima noastră și pentru ei suntem gata să umblăm în patru labe, să facem nu știu ce. Și să scriem o carte. Exact. Dar bine este că nepoții noștri, care sunt și copii, un dar de la Dumnezeu, Dumnezeu îi folosește ca să ne tragă pentru a face sacrificii care ajută și pe alții. Da. Așa că mulțumim Alexandrei. Mulțumim, da. Și Domnul să o binecuvinteze. Amin. Și să o facă și pe ea să fie o scriitoare. De ce așa nu? Ca bunica ei. Vai, că povestitoare e. Cum spune Victor Hugo, ca să reformezi un om, trebuie mai întâi să începi cu bunica lui. Da? Da. Iată frumos. O fetiță care are toate șansele în direcția aceasta. Da. Ați spus deja cine v-a inspirat și cum v-ați gândit, dar totuși să subliniem, ca să știe toată lumea, cine ar trebui să deschidă această carte, la ce vârste, la ce fel de femei v-ați gândit? Da, când am început să scriu, sigur că la acest lucru m-am gândit prima dată, cui mă adresez și ce vreau de fapt să comunic. Și ce m-aș aștepta, acum am permis să zic public, ce m-aș aștepta să se întâmple după ce o femeie deschide această carte, o citește și își ia timp să și răspundă la provocări, pentru că la fiecare capitol am așezat întrebări de aprofundare și de personalizare și fiecare să poată lua decizii în dreptul ei. Deci, practic, cartea se adresează
femeie care dorește să-și împlinească menirea pentru care există, adică oricărei femei care dorește să-și descopere scopul, să-și descopere de fapt inima lui Dumnezeu atunci când a gândit și a creat femeia, de ce a creat-o, scopul, menirea. Am vorbit despre feminitate, despre puterea de influență a femeii, despre puterea de relaționare, despre tot ce înseamnă femeia, tot, cât am putut în paginile care le-am alocat, dar am căutat să ating toate aspectele femeii, de influență în familie, în relație cu soțul, în relație cu copiii, în relație cu comunitatea din jur. M-am gândit apoi că toate lucrurile astea, adică o femeie își poate împlini menirea numai dacă are o relație personală cu Dumnezeu, o relație profundă, intimă. Și atunci am scris un capitol despre cum poți să-ți dezvolți relația cu Dumnezeu, despre rugăciune, despre cuvânt, despre timpul acela de liniște pe care îl petrecem cu Dumnezeu, pentru că până la urmă, numai înrădăcinate în El, avem resurse să ne împlinim menirea. M-am gândit ce mă ajută ca să trăiesc plenar. Foarte mult ajută să te descoperi pe tine, să-ți cunoști potențialul care l-ai prin creație, să-ți cunoști darurile, talentele, personalitatea, tipul de temperament. Și atunci în două capitole vorbesc despre aceste lucruri. Cum să te descoperi pe tine, cum să te înțelegi pe tine ca să poți înțelege pe ceilalți, cum să-ți descoperi darurile și cum să le folosești. Pentru că sunt implicată și pasiunea mea este echiparea altor femei pentru slujire, nu puteam să nu vorbesc concret despre slujirea femei în cadrul bisericii, deci am atacat, am abordat un subiect mai delicat. Cred că e bine și atac. Mai delicat și mai dificil de abordat, locul femeii în biserică. Recunosc că aici m-am documentat cât am putut, am citit, am cerut părerea unor păstori, pentru ca să fie lucrurile spuse nu doar din perspectiva mea, ci ce au spus alții care s-au plecat asupra studiului Scripturii, asupra studierii chiar acestui subiect, și m-am referit la ei ca să ofer în final o imagine a ceea ce cred sau a ceea ce care este înțelegerea mea acum despre locul femeii în biserică, despre, cred că o femeie care slujește cu darurile, pentru că până la urmă, Rodica, vezi, fiecare femeie este creația lui Dumnezeu unică, specială și fiecare este înzestrată prin creație și apoi prin nașterea din nou cu daruri spirituale. Ei, trebuie să fie un context în care să le folosești, pentru că fiecare e responsabil de darul pe care îl are. Da. Și atunci mai intervine un aspect, să fii matur când folosești darul, să fii tu ceva înainte de a face ceva, de aceea într-un capitol vorbesc despre caracterul creștin, despre cum o femeie poate să-și modeleze caracterul, să crească în maturitate, ca să ofere o slujire cristică. Deci cum să crești. Și mi s-a întâmplat ceva interesant în timp ce scriam lucrurile astea. Într-o sâmbătă dimineață, la micul dejun, la mine merge vocea Evangheliei, tot timpul cât sunt în bucătărie, acolo mi-a radio. Și era la radio, la vocea Evangheliei, un episod din poveștile, din teatru radiofonic, povești din Biblie, în care am recunoscut vocea Ileanei Cernat. Era un episod care chiar m-a impresionat până la lacrimi, deci nu-i numai pentru copii, este pentru oricine. Și în momentul ăla, în timp ce Ileana ne motiva, pentru că foarte motivatoare și foarte frumos te provocă și vorbește, m-am gândit, ce-ar fi să prezint în cartea mea portrete de femei contemporane care, uite, vezi tu, duc Evanghelia și duc lumina lui Hristos în locuri în care alții nu ajung, dar Dumnezeu le-a așezat acolo. Pentru că
puține femei din bisericile noastre sunt în lumea artei sau a teatrului, nu? Din păcate. Din păcate, pe de o parte, și pe de altă parte, unii nici nu acceptă ideea. Da. Dar auzind-o, efectiv am fost atinsă și am zis ok, și am și sunat-o. Și atunci mi-a venit ideea să am un capitol în care să prezint aceste portrete, așa cum am zis, și m-am gândit la câteva diferite, să fie diferite, și noi vorbim în revista Priscila, de exemplu, despre femei celebre, evocând figuri ale femeilor din secolul trecut sau din secolele anterioare. Dar am zis, hai să prezentăm femei contemporane cu noi. Și ultimul capitol prezintă un istoric al lucrării femeilor din România, pentru că mereu am fost provocată de fetele de la școala Priscila, de ce nu scrieți ceva despre începuturile lucrării, despre cum s-a dezvoltat, despre factorii care au dus la dezvoltarea lucrării și la multiplicare. Și așa că mi-am luat curajul și am scris, bine, este un scurt istoric, pentru că în momentul în care mi-am dat seama că am depășit 300 de pagini, nu mai știam cum să le concentrez, că n-am vrut, am vrut să rămân la 300, am ajuns la 360. Deci un scurt istoric care, despre care poate o să mai vorbim, dar care mi-a făcut mie atâta bine. Și încurajez pe oricine să-și ia momente de liniște și să se uite în urmă, să scrie istoria propriei vieți, să-L vezi pe Dumnezeu implicat în lucru, pentru că după ce a trecut o perioadă de timp, vezi niște rezultate și te uiți în urmă, nu poți să nu zici, Doamne, dacă n-ai fi fost Tu cu noi. Da. Cam asta conține cartea. Deci, eu mă aștept ca o femeie care citește și face și temele, să experimenteze o înnoire, o schimbare, o energizare, cumva. O concentrare, o focusare pe scop, pe menire și provocată să trăiască în vremea asta cum Dumnezeu dorește. Mi-amintesc că cu ani în urmă v-am invitat la Târgu Mureș. Cred că a fost prima conferință pe care eu am organizat-o. Cred că în 2006. Da, exact. Pentru că 2006. Atunci când am scris istoricul, nu știu de ce am găsit câte... Mi-am găsit mesajul cu datare, că așa obișnuiesc să scriu. 2006. Pentru noi a fost o conferință istorică, pentru că era o conferință a bisericii care s-a transformat într-o conferință interjudețeană. Da, da, da. Și apoi au urmat mulți ani de astfel de conferințe și relațiile între femeile din oraș s-au apropiat foarte mult, dar și din regiune. Și mi-amintesc atunci că ne gândeam ce temă să vă propunem. Și una dintre surori a zis așa, era o persoană care la vârsta aia avea vreo 50 de ani așa. Rodica, spune-i sorei să ne învețe cum să fim femei puternice. Și era o femeie puternică cea care a spus lucrurile acestea, dar niciodată nu suntem suficient sau nu ne vedem suficient de puternici, de buni, și mi-a rămas asta în minte și m-am gândit cât de adevărat că avem nevoie să știm că suntem puternice. Că putem fi sau că putem fi. Da, da. Da. Acum, legat de vârsta la care ar fi bine să... Vârsta cititoarelor, poate anumite persoane se plafonează spunând că au deja o vârstă, sunt bunici și ele ce să mai își descopere? Oare cam pe unde-i vârsta? Deci eu uneori iau așa și recitesc, dacă mă refer la primele trei capitole unde vorbesc strict despre feminitate, rol de soție, de mamă, eu cred că la orice vârstă, pentru că dacă vorbesc despre maternitate, de exemplu, vorbesc de începutul acela când devii mamă, nu? Deci orice tânără care este în această etapă. Apoi despre influența femeii care, dacă fac referire la bunica lui Timotei, merge până când tu devii bunică, pentru că îi vremea când fiecare bunică ar trebui să se implice în mod real, conștient, sistematic, în educarea spirituală a copiilor, a nepoților. În sensul în care, știi ce am observat? Părinții au intenții bune, părinții copiilor,
nepoților noștri, deci copiii noștri. Dar presiunea timpului îi oprește cumva, adică nu au timpul suficient, pentru că atâtea sunt de făcut pentru un copil, nu? Așa este. Ori bunicii care au timp, au experiență, pentru că viața te-a învățat multe lucruri, au un anume lipici de inima nepoților. Și atunci și bunica, deci indiferent ce vârstă are, poate influența în mod real viața nepoțeilor. Deci eu cred că se adresează femeii de orice vârstă. Super! Și aici ca să... Și încă ceva. Am avut ocazii în care, de exemplu, despre temperamente, să-ți cunoști temperamentul și așa, am fost chemată undeva și o întâlnire mai mare decât de un grup pentru temperamente, eu știu, la 20-30 de persoane se lucrează foarte bine. Au fost vreo 70 și au fost câteva femei în vârstă și mai de la țară și m-am uitat așa peste audiență și am zis, Doamne, femeile astea o să înțeleagă ceva, poate ori veni să asculte ceva sub foarte spiritual și zic, o să fie dezamăgite că no, subiectul ăsta nu are în sine nu știu câtă spiritualitate, cumva. Că ne analizăm pe noi însăne, nu pe Dumnezeu, așa. Da, cumva, știi? Știi ce am observat? Deci pe măsură ce descriam și am ajuns la sfârșit și lucrurile practice, așa le-am văzut zâmbind, le-am văzut șușotind una cu cealaltă și în pauză au zis, vai, sora Lidia, dacă am fi cunoscut lucrurile astea, altfel tratam relația cu soțul, altfel, dar e bine că măcar acum, ca să repar niște lucruri. O femeie înțeleaptă care, nu, avea, nu știu câți avea, 60-70 de ani, deci până la urmă, atâta timp cât trăim, încă avem de învățat, de corectat, de îmbunătățit lucruri. Așa este și ca să subliniez ideea ce ați spus-o legat de rolul bunicilor. Cred că fiecare bunic și bunică poate fi un mentor pentru nepoței. Și atunci când ești mentor, trebuie să descifrezi temperamentul, darurile celui pe care îl mentorezi și să știi să te ocupi într-un mod. Da, să știi să te raportezi. Da, foarte, foarte îngrijit și să nu faci greșeli. Și nepoții, cum să zic, se raportează foarte serios la lucrurile astea. Deci nepoții mei cu care fac așa zis studiu biblic, tot Alexandra l-a numit așa, adică faci și cu noi, cum faci cu femeile, eu le-am chemat numai așa puțin, am pronunțat eu studiu biblic, ei l-au și-au pus, l-au definit, da, s-au definit și vin foarte serioși cu cartea lui Bunii sub braț, cu Biblia și o iau în serios și sunt foarte apropiați, adică nu știu, probabil că așa sunt toți. Da, acum fac o paranteză scurtă și după aceea revenim legat de experiența mea cu nepoțelul de 2 ani și jumătate. Eram într-o cameră alăturată cu fiica mea și îi spuneam la biserică și se auzea predica și el se juca și era foarte vocal și mama lui i-a spus, Mateo, mai încet că ascultăm predica. Și i-a repetat de câteva ori că noi ascultăm predica în timp ce tu te joci acolo. A venit o altă soră, a intrat acolo în cameră și a început să vorbească cu noi. Și Mateo s-a ridicat de acolo și a spus, taci, predica, asculta predica. Adică el n-a avut voie să se manifeste și noi acum povestim în timp ce ar trebui să ascultăm predica. Deci ne corectează și ei la rândul lor. Un episod foarte drăguț acum, dacă suntem la povești, că despre nepoți ar trebui să facem o emisiune întreagă. Am avut sâmbătă cu ei, într-o sâmbătă, și vorbeam despre bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Și Rodica, nu știu cum să-ți spun, dar așa am simțit prezența lui Dumnezeu și ungerea, de parcă vorbeam cu 100 de femei. Și am simțit captivat și pe ei, știi? Deci, efectiv, dragostea lui Dumnezeu ne-a copleșit. Asta a fost într-o sâmbătă. Și a doua zi, acasă, au bombănit ei la timpul dimineața, când trebuie să se scoale, să meargă la biserică, ar mai dormi un pic, știi? Și atunci nora mea a făcut foarte clare lucrurile și a spus, dragilor, acest lucru nu se negociază, punct. La care unul dintre ei, așa lejer, întins pe un fotoliu, a zis, mama, mai trebuie să înveți de la bunii să predici, ea predică mai bine ca tine.
în sensul în care ea a fost foarte drastică, categorică și cumva nu era copleșirea aia de să dragoste. Așa am interpretat eu, da. Și nora mea imediat m-a sunat și mi-a spus: "Buni, uite ce mi-a spus fiul meu." Deci fac niște observații foarte mature și foarte la subiect și așa, și se leagă de inima bunicilor în mod special, da. Să ne întoarcem la carte. Știu că printre primele exemplare care le-ați trimis a fost și exemplarul care a ajuns la mine cu o foarte frumoasă dedicație. Trăiește-ți feminitatea primită prin creație, căci feminitatea este vindecătoare. Parcă ați știut că în anumite momente vine așa un fel de oboseală care se poate transforma într-o boală, într-o lipsă de energie, și că eu am nevoie de această vindecare și cred că multe femei au nevoie de vindecare din când în când. Și aș vrea să profit de ocazia asta să îmi spuneți definiția acestei feminități pe care trebuie să o trăim și care ne aduce vindecare. Da, când am scris despre feminitate, să știi că nu e ușor să o definești. Am cerut și de unor prieteni, am rugat-o pe Iliana, pe Nora, zic, ce înțelegeți voi prin feminitate? Și feminitatea, am înțeles eu, are de-a face cu tot ce sunt eu ca femeie, modul în care Dumnezeu m-a creat, scopul pentru care Dumnezeu m-a creat și acele lucruri cu care El m-a înzestrat ca să mă împlinesc scopul. Și în înțelegerea mea, repet, cât m-am consultat cu alții și am citit, feminitatea are de-a face cu acele calități ale noastre ca femei care țin de frumusețe, de puterea de influență, de puterea de relaționare, capacitatea de relaționare, de maternitate. Și am descoperit parcă, deși știam, dar cumva mai profund, faptul că cu adevărat feminitatea este vindecătoare, în sensul în care atunci când o femeie își trăiește aceste aspecte, aceste calități pe care Dumnezeu le-a pus în noi, când își manifestă frumusețea, delicatețea, când se apleacă asupra altora cu bunătate, când leagă relații, când mângăie, toate astea sunt în noi, aduce vindecare în relații, nu? Câte conflicte sunt, câte relații rupte. Dacă noi femeile am folosi aceste capacități, lumea din jur ar fi mai bună. Puterea de influență este extraordinar. Ce poate face o femeie? Ce poate face o femeie? Cred că specific nouă este această capacitate de relaționare. Chiar spunea un autor la care mă refer, John Eldridge, multe lucruri se pot spune despre o femeie, dar capacitatea de relaționare primează. În timp ce băieții se joacă de-a războiul, fetele leagă relații. Deci este în noi această aplecare, această tendință de aplecare spre alții. Și de fapt, Dumnezeu, când a creat femeia și a pus aceste lucruri în noi, visul lui sau dorința lui era ca prin aceste lucruri, prin aceste calități ale noastre, să reflectăm frumusețea lui. Când mă gândesc la frumusețe, este așa de greșit înțeleasă, nu? Și ne gândim la eu știu la ce, și a fost pervertită într-un fel, în multe moduri, pe de o parte, prezentată extravagant, parcă despodobită, cotropitor, dar pe de altă parte, la cealaltă extremă, biserica cumva a minimalizat-o, ca și când ar fi ceva păcătos, ceva ispititor. Deci, ce am înțeles este nu frumusețea este problema în sine, ci modul în care ți-o exprimi, modul în care o prezinți. Și dacă e să mă refer la frumusețea ca și calitatea feminității,
pusă în noi de Creator, mă duc cu gândul la acea frumusețe interioară, care este reală, care este, aș putea să zic, veșnică, pentru că numai ce este în omul nostru din lăuntru va transcede veacurile. Și Dumnezeu ne-a dat un trup în care să prezentăm frumusețea noastră interioară, de aceea Petru zice, într-un duh blând și liniștit. Și atunci dacă noi cultivăm în noi iubire de noi, de sine, corectă, iubire de alții, bunătate, delicatețe, eu știu, binefacere, toate lucrurile astea, plecarea spre alții, femeia este mai înclinată să facă lucrurile astea, nu? De fapt, toate lucrurile astea reflectă inima lui Dumnezeu. Vorbesc despre frumusețea lui. Atunci când o femeie, de exemplu, tânjește în relații după iubire, poate că te simți vinovată, că simți nevoia asta să fii iubită. Și le spun de multe ori femeilor, este o nevoie pusă în mod real de Dumnezeu în noi și nu trebuie să ne simțim vinovate. El a pus în noi nevoia de iubire, de aceea le poruncește soților, iubiți-vă soțiile precum Hristos biserica, ca să ne împlinească această nevoie. Ei, de această nevoie de iubire vorbește despre inima lui Dumnezeu în același timp. Dumnezeu tânjește să aibă o relație personală cu noi, de aceea a creat omul, ca să aibă o relație de părtășie. Și toată Biblia, tot Vechiul Testament, dacă ne uităm, este strigătul lui Dumnezeu după iubire. Și iubirea aceea trădată atunci când poporul îi întorcea spatele de atâtea ori și Dumnezeu se vulnerabilizează la modul în care de atâtea ori parcă se exprimă, întoarce-te, o, de v-ați întoarce, o. Deci iată-L pe Dumnezeu făcându-se vulnerabil, vorbind despre iubirea aceea care așteaptă un răspuns. Ei, această tânjire după iubire a pus-o în noi, femeile, această dorință de a se apleca spre alții, de a face bine. Toate aceste lucruri vorbesc despre inima lui Dumnezeu. Și noi suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, adică, și atunci El ne înțelege cel mai bine. Cel mai bine, pentru că ne-a creat cu lucrurile astea și după chipul și asemănarea Lui, și dorința Lui este să reflectăm chipul și asemănarea Lui, să reflectăm frumusețea Lui. Da. Deci nu e nimic păcătos în a ști că ești frumoasă. Eu chiar aș vrea să spun, fiecare femeie este frumoasă pentru că este creația lui Dumnezeu. Responsabilitatea noastră este să ne înfrumusețăm pe din lăuntru, pentru că frumusețea exterioară ar trebui să curgă din interior și să o prezentăm într-un mod, îmi place mie să zic, eu știu, decent, elegant, frumos, frumos. Da, îmi amintiți de ce am spus în 2006, când ați venit la Târgu Mureș, am avut atunci conferința, era frumusețea femeii creștine, era titlul. Titlul, da. Și țin minte că m-am documentat și tot de la John Eldridge, din una din cărțile sale, am desprins ideea că femeia îl reprezintă pe Dumnezeu cel frumos și bărbatul îl reprezintă pe Dumnezeu cel războinic. Bărbatul, da, întrebarea, oare voi reuși? Și femeia este inevitabil și permanent preocupată de întrebarea, sunt minunată? Sunt frumoasă. Sunt minunată, da, sunt, da, frumoasă. Da. Și este o influență pe care femeile o au prin această frumusețe și feminitate și noi ne influențăm soțul, copiii, colegii de la serviciu, comunitatea, biserica, chiar lumea, vecinii noștri, ne copiem una pe alta sau ne respingem. Și vreau să vorbiți un pic și despre influență și despre exemple de femei puternice și influente care le-ați pus în carte sau din istorie, așa cum a fost mama lui John Wesley, cum a fost soția lui Billy Graham și, bineînțeles, da, personajele, da, biblice, Estera, da, Maria și femei, de la care istoria, Deborah, a luat o cotitură importantă. Da. Influența. Dacă ar fi să mai completez ceva la frumusețe, bine, multe s-ar putea spune că te-ai referit la întâlnirea aceea din 2006.
cumva menirea femeii este să reprezinte frumosul. Nu e așa că atunci când vedem un băiețel frumușel și dacă mama îi mai lasă niște plete sau eu știu, zicem, vai, ce frumos îi parcă e o fetiță. Da. Cumva știm că fetița este menită să reprezinte frumusețea. Doar că, repet, ar trebui să lucrăm la frumusețea interioară care să fie reflectată în exterior. Ele toate se leagă și cu puterea sa de influență. Vezi tu, Scriptura spune, femeia înțeleaptă zidește și cea nebună dărâmă. Și cumva ți se pare că este o expresie radicală. Sau proverbul acela care zice, mâna care mișcă leagănul conduce lumea. Și zici din nou, parcă totuși puțin exagerat. Sau unii zic că n-ar trebui să fie așa. Sau unii zic că n-ar trebui okay, să fie așa. Dacă ai o idee, ai grijă să nu influențezi, că nu-i voie, să nu-ți conduci soțul, să da. Faci tu pe șefa. Deci e percepută și greșit. E foarte interesant cum este, cât de greșit este perceput rolul femeii. Dar istoria ne dovedește, așa cum ai făcut referire, mă rog, m-am referit și eu la câteva femei, pentru că puterea de influență a femeii, ne place sau nu ne place, este masivă, este reală. Este reală. Deci nu, deci de asta nu ai cum să eviți. Pentru că Dumnezeu a pus în noi această capacitate. Responsabilitatea mea ca femeie este ce fac cu influența mea, zidesc sau dărâm. Pentru că istoria și tot ce vedem în jurul nostru, dacă ne avem ochi să ne uităm, putem da exemple de femei care au influențat în mod radical familia, biserica, comunitatea, multe aspecte din jurul nostru, ori au clădit, ori în bine, ori au produs dezastru. Și atunci m-am referit la mama lui Moise, care nu intru în detalii că istoria se știe, care a trebuit să își pună copilul ca să-l salveze, să riște. Să-l crească din poziția de doică. Așa, și ea putea să-l crească din poziția de mamă, dar pentru că așa a fost legea, că copiii, băieții evreilor trebuiau uciși, l-a pus într-un coș pe râu și Dumnezeu a trimis-o pe fica lui Faraon, îl adoptă și mama ajunge doică. Ei, cum a ajuns Moise să cunoască toată istoria lui Dumnezeu și a poporului, dacă nu de la mama? Pentru că mama, sigur, l-a crescut în spiritul acelui evreu și el cunoștea totul și Dumnezeu l-a folosit peste ani, știm foarte bine. Din nou, dacă mă gândesc la Estera, o femeie care, din nou, o tânără evreică, aleasă prin providență divină și ajunge împărăteasă, nu? Trebuia să Miss Universe. Cum? Un fel de Miss Universe. Da. Participă la un concurs de frumusețe și... Da. Și la sfatul tutorului unchiului Mardoheu sau verișor, parcă verișor a fost cu ea, trebuia să-și ascundă identitatea, da? În momentul acela critic, când poporul evreu era în pericol, Mardoheu îi trimite un mesaj: du-te la împărat și mijlocește, pentru că poate pentru o vreme ca aceasta Dumnezeu te-a pus acolo. Și dacă nu vei face tu, s-ar putea ca izbăvirea să vină din altă parte, dar tu și casa tatălui tău vei pieri. Ei, știm regulile de la curte. Ea nu putea să intre la împărat oricând. Deci a se duce înaintea împăratului era aș risca viața, pur și simplu. Dar am citit din nou, nu de mult, Estera. Știi ce m-a impresionat? Pentru că asta trebuie să urmărim ca femei care vrem să zidim și să avem influență în bine, să schimbăm lumea în bine. Atitudinea smerită cu care merge Estera. Deci ea știe ce riscă, merge cu atitudine smerită, nu merge acolo în poziție de luptă. Sunt împărăteasă, sunt soția ta, te rog să-mi faci, sau nu încearcă să-l manipuleze, ci în mod smerit se duce, își asumă riscul, iar după ce împăratul întinde toiagul,
Ea spune acele cuvinte: dacă am căpătat trecere înaintea ta și dacă împăratul vede de bine lucrul acesta, uite, aș vrea asta și asta. Foarte ușor se observă, deci, această atitudine a ei de smerenie, de a onora poziția pe care o avea, și în modul ăsta obține de la împărat izbăvirea poporului Israel. Un mare lucru, nu? În sărbătoarea Purim își are rădăcinile acolo. Deci iată cum o femeie a influențat destinul unui popor, pentru că și-a exprimat feminitatea, puterea de influență într-o atitudine corectă. Asta e foarte important. Da. Ziceai de mama lui John Wesley. Este numită mama metodismului, deși ea n-a plantat nicio biserică, nu a rostit nicio predică, doar și-a crescut copiii aceia, 19 a avut, parcă 10 au supraviețuit, petrecând o oră pe zi cu câte un copil, ocupându-se de sufletul lui, de împlinirea nevoilor lui. I-a învățat greacă, latină, ceva limbi străine, i-a învățat istorie, teologie, foarte multe lucruri, și era pe vremea când femeile nu puteau să meargă la universitate. Deci mama lui Wesley a fost un autodidact, dar și-a învățat copiii foarte multe lucruri. Și doi dintre copiii ei, John și Charles Wesley, sunt cei care au întemeiat mișcarea metodistă, care a adus o trezire în Anglia. Și iată cum o mamă putea să rămână anonimă, influențând, crescându-și copiii, pentru că poate nici ea nu se gândea exact la în ce mod influențează mersul și mișcarea evanghelică în Anglia. Ea pur și simplu și-a împlinit menirea, misiunea, aici și acum. Și fiii ei au adus o mare, mare trezire, nu? Asta confirmă o împlinire a versetului, că nouă ne place versetul acela cu femeile care sunt o armată aducătoare de vești bune. Și ne cam oprim acolo, dar nu-i punct. Versetul următor zice: împărații oștirilor fug și cea care rămâne acasă împarte prada. Și de multe ori am spus femeilor, poate că ai un rol atât de neînsemnat, invizibil, stai acasă, ai grijă de niște copii sau de niște nepoți, ca și această femeie. Poate nu mulți au cunoscut-o, dar iată ce pradă mare aduce ea, da, pentru împărăția lui Dumnezeu și cum era Anglia atunci. Da. Știi, asta contează foarte mult. Nu știu cum aș vrea să subliniez atitudinea noastră ca femei, modul în care ne exprimăm feminitatea, pentru că e greșit să fii într-o poziție de luptă, e greșit să... Ziceai mai devreme de femei puternice. Poți să fii dacă faci pașii aceia mărunți, poate exact cum zici, invizibili, nu neapărat sub reflectoare, și la vremea potrivită Dumnezeu face să strălucească lucrarea ta, sau și dacă chiar până acolo mă duc cu analiza mea și zic, chiar dacă aici și acum cât trăiesc nu se va vedea niciodată ce ai făcut în taină, cum ți-ai trăit feminitatea, cum ai căutat să influențezi destine, în mod supus, în mod smerit, în mod tăcut, veșnicia va scoate la iveală. Și atunci ce e mai frumos decât să știi că veșnicia va vorbi într-o zi în favoarea ta? Și ceea ce se povestește în veșnicie, nu se uită și rămâne. Și rămâne, pentru dacă că e veșnic, aici nu? Poți să fii, da, evidențiată și apoi în ani să, da, se uite. Da. Dar când e vorba de memorialele veșniciei, aceea, da, este pentru veșnicie. Da. Mi-a plăcut așa de mult o replică a soției lui Billy Graham. Deci, acum, în timp ce mă documentam, am descoperit-o și mi-a plăcut tare, tare mult. Nici n-am știut episodul ăsta. Deci la un moment dat lui Billy Graham i s-a propus să candideze pentru președinția Americii, Partidul Republican. Și s-a consultat cu soția lui și a zis, ce zici? Nu e o ofertă serioasă, nu? Oricine și-ar dori să primească așa o propunere. Și Ruth Graham s-a adresat lui, ea care a dus greu casei, pentru că
a fost soția celui mai mare evanghelist care a călătorit și care a fost așa de puțin acasă și ea s-a ocupat de creșterea copiilor. Deci ducea greu. Femeia aceea i-a spus, dacă Dumnezeu te-a chemat să predici Evanghelia, nu te coborâ la a fi președintele Americii. Am zis, wow! Iată o femeie cu viziune. Ce înțeleaptă! Iată o femeie care a stat în mod real în spatele soțului. Iată o femeie care își exprimă feminitatea prin puterea de influență într-un mod extraordinar, într-un mod înțelept. Dacă ai fost chemat să predici Evanghelia, este cea mai înaltă misiune și eu sunt alături de tine și plătesc prețul, dar nu abandona misiunea. M-a impresionat foarte mult, nu? În același timp, cred că Abraham Lincoln, iară spune, un alt președinte al Americii, ceea ce sunt se datorează mamei mele. Amintirile mele sunt de o mamă îngenunchiată care se ruga pentru mine. În carte am adus exemple și de femei contemporane. Pentru cititoarele mele le încurajez pentru că avem femei în jurul nostru care și-au înțeles misiunea și am cerut familiei fără gău, lui Beni fără gău și Norei fără gău, să răspundă la câteva întrebări ce a însemnat pentru ea lucrul ăsta și cum a înțeles ea să-l sprijine pe Beni, pentru că Beni spune mereu ceea ce sunt, dacă sunt ceea ce sunt, pentru că studiile lui au costat timp și Nora i-a creat acest spațiu ca el să poată studia și am deschis în carte și am pus în carte mărturia lor. Deci avem femei și contemporane în proximitatea noastră care și-au înțeles această chemare. Și femeia este dotată, nu știu cum, eu cred că fiecare femeie dorește să sprijine soțul, dorește să facă echipă cu el. Dacă ar fi bine înțeleasă și s-ar crea contextul, femeia ar înflori, niciodată n-ar lupta pentru drepturi. Poate aici, auzindu-vă cum vorbeați de frumos despre Estera și m-am gândit și eu citind de multe ori că ea trebuia să fie cea rănită, cea ofensată, să-i spună vreo câteva lui acel Haman cu cum să pună el un plan atât de nerușinat, un genocid în funcțiune. Dar ea merge cu atâta înțelepciune și îl invită la o masă ca să se facă un pic de pace, de liniște și să se poată identifica de către împăratul, care în final era responsabil pentru decizie, adevărata cauză a răului și să poată să descâlcească toate firele acestei situații complicate. Și mă gândesc că ziceați de femeia înțeleaptă care își zidește casa. În astfel de situații în care noi, copiii noștri, cei dragi, suntem puși în pericol, oare pe câte dintre noi ne țin frânele să ne comportăm atât de manierat? Da. Și să nu răspundem cu rău deci pentru rău. Deci atitudinea contează foarte mult. Aș mai da o ilustrație despre... Da, mai avem un minut timp, okay, pentru... Atunci ne apropiem de final, cu imaginea, da, asta. Am citit undeva și atunci eu mi-am dezvoltat-o și am parafrazat-o. Feminitatea comparată cu frumusețea valurilor oceanului sau ale mării, atunci când stai pe malul mării și te liniștești privind-o, nu? Ți-aduce pace, liniște, parcă ești revigorat, ești pur și simplu admirând valurile acelea care vin parcă hotărâte să treacă peste orice barieră și totuși se sparg la mal. Nu trec. Deci malul se impune ca și când până aici. Așa este și feminitatea. Cumva aduce liniștire, aduce înviorare, pace, liniștire, dar are o limită. Dumnezeu a zis până aici. Deci feminitatea se exprimă din perspectiva lui Dumnezeu foarte bine atunci când femeia rămâne sub autoritatea pusă de Dumnezeu, când o recunoaște de bunăvoie autoritatea soțului, autoritatea bisericii în care funcționează, pentru că dacă valurile nu ar asculta și atunci când valurile depășesc malurile, urmează dezastru.
Așa este. Aș vrea să continuăm discuția noastră într-o ediție viitoare, pentru că sunt atâtea lucruri despre înțelepciunea feminină pe care Dumnezeu a pus-o în noi și trebuie să o știm scoate de acolo și să o știm folosi într-un mod eficient. Dar acum vă mulțumesc și ne luăm rămas bun de la telespectatorii noștri, spunându-ne că pot să intre în posesia cărții Să vorbim despre noi femeile, scrisă de Lidia Șchiopu, prin librăriile creștine sau direct de la editura Scriptum, apelând numerele de telefon afișate pe ecran sau direct pe site-ul www.scriptum.ro. Este o carte de actualitate, o carte valoroasă, scrisă de draga noastră soră Lidia Șchiopu, după aproape 40 de ani de experiență în lucrarea cu femeile și cred că merită din partea noastră tot efortul și timpul pus deoparte ca să ne îmbogățim din această colecție minunată. Mulțumim doamnei Lidia Șchiopu și promitem că reluăm discuția într-o nouă ediție. Mulțumesc și eu, Rodica, pentru invitație. Fii binecuvântată! Asemenea, și cu mult drag vă așteptăm din nou în studio. Dragi prieteni, ne luăm rămas bun, vă doresc multă sănătate și multă bogăție spirituală, în special femeilor. Vreau să rămânem cu concluzia aceasta, fiți feminine, fiți femeia înțeleaptă care își zidește casa și care influențează și construiește o societate după voia lui Dumnezeu. Să ne vedem cu bine la o nouă ediție a emisiunii Pentru noi femeile. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.